Aș vrea din 1 Corinteni, capitolul 14, pe care vă rog să-l citiți dumneavoastră acasă, pentru că este o epistolă pe care a scris-o, o scrisoare pe care a scris-o Apostolul Pavel, bisericii din Corint, cu scopul de a face un fel de disciplină în biserică sau rânduială. Își începe în versetul 1 scrisoarea cu un verb la imperativ, și anume, urmăriți dragostea. Și își încheie versetul 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Între cele două, între urmăriți dragostea și rânduială, trebuie să existe atât dragoste cât și rânduială în cadrul slujbelor, pentru ca slujbele care se fac înaintea lui Dumnezeu să fie edificatoare, să fie ziditoare pentru fiecare suflet. Dumnezeu să ne ajute! Aceasta pentru că Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14 cu 33, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al haosului. Dumnezeu este un Dumnezeu disciplinat, un Dumnezeu al rânduielii. Prin urmare, ca și creștini, trebuie să fim și noi oameni disciplinați și voi vorbi despre patru aspecte ale disciplinii despre care Apostolul Pavel vorbește în acest capitol, și anume, disciplina în manifestarea darurilor în biserică. Este primul aspect pe care îl voi dezbate, apoi disciplina în cadrul slujbelor din biserică, un al treilea lucru, disciplina în comportamentul din biserică și în al patrulea lucru, disciplina în învățătura biblică din biserică. În toate aceste patru aspecte aș vrea să fim foarte atenți, deoarece este vorba de o disciplină pe care o apreciază însuși Dumnezeu. Acolo unde nu există disciplină într-o biserică, unde există haos, biserica este în pragul falimentului spiritual. Iată ce spune tot în Cartea Corinteni, în capitolul 11, în capitolul 11 de la 17 la 19, o biserică unde lipsește disciplina spirituală. Lipsesc cele patru discipline despre care vorbește Pavel în capitolul 14, și anume, spune în versetul 17 la 19, capitolul 11, vă dau aceste învățături, învățăturile le aveți despre disciplină, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări. Și în parte eu cred că își trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Adică o biserică unde lipsește disciplina, acolo se nasc partide, se nasc certuri, se nasc tensiuni, se nasc ruperi de biserică și lucrurile acestea ar putea continua. Biserica lui Dumnezeu este o biserică care se conduce într-un mod teocratic. Biserica nu se conduce într-un mod democratic, nu se conduce într-un mod monarhic sau despotic. Teocrația înseamnă, însemnând Dumnezeu conduce poporul. Democrația înseamnă poporul conduce poporul. Monarhia înseamnă un împărat conduce poporul. Despotismul înseamnă unul singur își impune puterea în mod absolut peste un popor. Prin urmare, când poporul lui Israel a trecut de la teocrație la monarhie, au ales pe primul împărat al lui Israel și anume Saul, poporul lui Israel a cunoscut o degradare morală, spirituală, din toate punctele de vedere. Pentru că au renunțat la un sistem teocratic, alegând un sistem democratic. În biserică nu există democrație. În biserică există teocrație. Și prin urmare, niciun sistem, oriunde ar fi biserica, nu poate schimba biserica. Prin urmare, biserica din America trebuie să se comporte la fel ca biserica din România, ca biserica din Africa, ca biserica de oriunde de pe glob. Aici, în biserică, nu trebuie ca instrumentele lumii să impacteze biserica, ci biserica să impacteze instrumentele lumii. Și Dumnezeu să ne ajute să impactăm lumea. Disciplina în manifestarea darurilor din biserică. Iată ce spune Apostolul Pavel. În urma botezului cu Duhul Sfânt a unei biserici, în urma revărsării botezului cu Duhul Sfânt peste biserică, creștinii sunt înzestrați cu darurile Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12 cu 4 spune, sunt felurite daruri, dar este
același Duh. Deci Duhul Sfânt este Cel care dă darul prorociei, darul vedenilor, darul vorbirii în limbi, darul vindecărilor și toate darurile pe care le însumează în 1 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel. Toate aceste daruri le dă același Duh. Care sunt scopul acestor daruri? Mai întâi să vedem ce darurile care nu au un scop, adică care un scop greșit pe care îl înțeleg unii, care l-au darurile. Darurile nu au scop de a evidenția. Darul prorociei, darul predicării, darul cântării, darul recitării sau orice dar pe care ți-l dă Dumnezeu pentru biserică, nu are scopul de a te scoate pe tine în evidență. De aceea există unii care se supără atunci când nu i-ai pus să cânte, să recite, să predice sau să facă o slujbă, pentru că atunci când ei se supără, îți dai seama că ei doresc un lucru, să fie evidențiați. Dacă suferă de anonimat și vrea să iasă în evidență, atunci el prin orice mijloace, prin orice tertipuri, recurge la modul de a ieși în evidență. Așa se întâmplă, din păcate, că sunt unii care folosesc darul prorociei doar pentru a ieși în evidență. Dacă nu sunt puși la predică, nu sunt puși la un îndemn, nu sunt puși la o cântare, nu sunt puși la ceva, darul prorociei este într-un fel o discreție și atunci pot să-l folosească. Nu mă refer la toți prorocii, doar la unii și mă rog Domnului nici să nu avem astfel de proroci. Darurile nu sunt pentru avantaje materiale. Darurile nu sunt pentru avantaje materiale. Bani, averi, poziție sociale sau ecleziastice. Amintiți-vă de Daniel. Avea darul tălmăcirii. Când împăratul a dus în fața lui și a zis, dacă poți să-mi tâlcuiești, dacă poți să-mi translatezi inscripția aceasta de pe zid, am văzut o mână care a scris, dacă tu poți să-mi translatezi, te voi îmbrăca în aur, îți voi pune un lanț de aur la gât, te voi pune al doilea în împărăție, te voi face așa, te voi face așa. A zis Daniel, a avut vreo reacție la darurile sau la oferta împăratului sau n-a avut? Păi a avut. Țineți darurile pentru tine, a zis. Țineți darurile pentru tine, împărate. Descoperirile sunt ale lui Dumnezeu, adică El merită slava. Eu nu-ți traduc ca tu să mă îmbraci în aur. Nu-ți traduc ca tu să-mi dai poziții politice. Eu îți traduc să-ți spun ce spune Dumnezeu. Cu toate că după aceea i-a dat aceste lucruri, Daniel nu le-a refuzat, dar a vrut să scoată în evidență că scopul darului nu este ca să faci bani cu el. Nu este ca să te îmbogățești. Nu mă duc să cânt ca să fac bani. Nu mă duc să predic ca să fac bani. Cu toate că în zilele noastre de astăzi e o tragedie. Se cântă pentru bani. Mă duc să cânt la o nuntă dacă mi se plătește bine. Au venit tineri și vin și în România, nu știu aici, dar în România au venit și mi-au zis, frate, vrem să te chemăm la nuntă. Bun. Cât plătiți la cântăreți? Și mi-au spus o sumă de câteva mii de euro. Cât plătiți la aia care vă fac florile? Păi atâtea mii de euro. Cât plătiți după aceea la cinema, aia care vă fac poze? Păi atâtea mii de euro. Și zic la păstor, cât plătiți? S-au uitat la mine? Păi cât să vă plătim? La început n-au vrut să-mi spună cât dau la cântăreți. Am zis jumătate din cât dați la cântăreți. Bineînțeles că era o glumă. Dragii mei, este o tragedie în care trăim. Darurile lui Dumnezeu nu sunt pentru avantaje materiale. Știți ce reacție a avut apostolul Petru atunci când a venit cineva să-i dea bani pentru ca să-i dea putere să, peste oricine își va pune mâinile să primească Duhul Sfânt? Ce a zis Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai auzit sau ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Un alt lucru pentru care, deci, nu sunt pentru evidențiere, nu sunt pentru îmbogățire materială și darurile nu sunt mântuitoare. Țineți minte, darurile nu sunt mântuitoare. Să nu credeți că unul dacă prorocește, sau unul dacă predică, sau unul dacă e păstor, sau unul dacă e diacon, sau unul dacă e presbiter, sau unul dacă e dirijor, îi mântuit numai pentru această slujbă. Nu! Poți să fii oricine ai fi, nu datorită darurilor ești mântuit. Iată ce spune Domnul Iisus în Matei 7, 21-23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău.
atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Darurile nu sunt mântuitoare, cu toate că-s bune, sunt edificatoare pentru biserică, dar nu-s mântuitoare. Dacă nu prorocești, poți să fii mântuit dacă ești pocăit. Dar dacă prorocești și nu ești pocăit, nu vei fi mântuit. Care este scopul darurilor spirituale? Unul din scopul darurilor spirituale, am să prezint aici vreo patru scopuri ale darurilor spirituale. Primul scop al darurilor spirituale este edificarea bisericii. Darul nu este pentru mine, este pentru zidirea bisericii, a celorlalți. Și dacă nu înțeleg lucrul acesta, iată ce spune în 1 Corinteni 14 cu 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug. Dar de ce? În vederea zidirii sufletești a bisericii. În 1 Corinteni 12 cu 7 spune: și fiecăruia îi se dă darul Duhului spre folosul altora. Dacă prorocesc, nu-i spre folosul meu, e spre folosul bisericii, pentru că biserica va fi edificată prin prorocia aceea care vine și o dă Domnul prin gura mea. Dacă predic, predica aceea nu numai că mă edifică pe mine, dar trebuie să edifice biserica. Darurile sunt pentru edificare, pentru zidirea bisericii. Un al doilea scop pentru daruri este, darurile au un scop de descoperire. Adică eu am nevoie de o revelație, de o descoperire de la Dumnezeu. Biserica este locul unde Dumnezeu se descoperă, se descoperă prin cuvânt, se descoperă prin slujbe, se descoperă printr-o vindecare, se descoperă prin cuvânt, Dumnezeu se descoperă. 1 Corinteni 14, 24 la 25. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Vi s-a dat să vedeți vreodată așa ceva? Anunța fratele Cristi aici că omul respectiv s-a dus la biserică și a zis: Doamne, nu mă da pe față. Să știți că în trecut, pe vremea când eram copil, am văzut acest lucru. În biserica unde am crescut erau 7 proroci. Și mulți ziceau: mergem la razie, la rază. La rază era când te duci la doctor să-ți facă un check-up așa și să te verifice, da? Spunea: mergem la rază în Suciu, Suciu de jos. Și acolo când intra unul înăuntru în biserică, eram copil, mă uitam, cei 7 proroci proroceau pe rând, dar începeau. Știu că au venit odată 2, asta nu o să niciodată. Au venit odată 2 și vorbeau pe drum: bă, dacă Domnul îmi spune asta, să știi că Domnul vorbește aici. Și când au intrat în casă, a început primul proroc: așa vorbește Domnul, bărbatule, care i-ai zis pe drum celuilalt cu care ai venit, că dacă Domnul îmi zice așa, Domnul vorbește, iată că Domnul îți vorbește. Când i-a zis așa ceva, ăla s-a și prăbușit în jos și a zis: Doamne, vorbește, nu mai zic, iartă-mă, și așa mai departe. Ce vă spun acum, pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, par povești. Dar aș vrea să mai aducă Dumnezeu acele vremuri de atunci. Darurile au scop de descoperire. Descoperirea voii lui Dumnezeu, descoperirea mea, descoperirea ta, descoperirea bisericii și așa mai departe. Darurile sunt un semn dumnezeiesc. Un alt scop, 1 Corinteni 14 cu 22, spune Apostolul Pavel: prin urmare, limbile nu sunt un semn pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Adică vine unul în biserică și aude pe altul vorbind într-o altă limbă. Asta e un semn dumnezeiesc. Unul care nu știe engleza să-l auzi vorbind în limba engleză. Nu ți-ar pare o minune? Nu, dar să vorbească în greacă, să vorbească în turcă, să vorbească în, știu, în altă limbă. E o minune. O minune de la Dumnezeu. Și de asemenea, darurile au scopul de corijare spirituală. Cine mă poate îndrepta spiritual? 1 Corinteni 14, 16 la 17. Almiter, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșit! Tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Spune Apostolul Pavel că aceste daruri, pentru mine, cel care vorbesc în limbi este o zidire sufletească, dar pentru cel care intră și nu înțelege nimic ce se spune, n-are cum să fie corijat, n-are cum să fie îndreptat. De aceea, când darurile nu sunt folosite
Sunt folosite în mod greșit, nu aduc rezultate spirituale bune. Prin urmare, cel ce le folosește în mod greșit trebuie corijat. Trebuie corijat. Lipsa disciplinării în manifestarea darurilor spirituale va crea o imagine de discreditare din partea celor de afară a Bisericii lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14, 23, deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Ba da, ar zice, pentru că nu înțeleg ceea ce se întâmplă. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți cum menajăm darurile. Trebuie să fim, să avem o înțelepciune dumnezeiască, să știm cum să folosim darurile. V-aș spune o întâmplare, dar timpul nu ne permite acum, ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă când eram copil, cum un frate care a fost botezat cu Duhul Sfânt, imediat ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, frații botezat în apă, frații au vrut să fie botezat cu Duhul Sfânt. Lucru frumos, nimic de zis. Dar s-au întâlnit într-o casă și casa era chiar lângă șoseaua principală din sat. Acolo el era poreclit Piticu, omul respectiv. Și s-au strâns vreo doi sau trei fați, așa cu dublă râvnă și mai puțină înțelepciune, și au început să facă acolo un fel de stăruință, să se roage pentru, așa zis, poreclitul Piticu, să primească Duhul Sfânt. Și s-au adunat în jurul lui și au început să strige, țipau. Era undeva vara, undeva pe la ora 9:30, 10 seara, când se întunecă, abia atunci se întunecă. Oamenii atunci treceau pe drum, în susul și în josul satului. Ei strigau cât îi țineau gura cu geamul întredeschis. Doamne, îl aducem jertfă pe Piticu! Primește jertfa noastră! Primește-l, Doamne, înaintea ta! O rugăciune care pentru cei care treceau în susul și în josul drumului, sigur că într-un context ortodox asta înseamnă cu totul altceva. Oamenii s-au sesizat, au chemat atunci securitatea, au venit cei de la securitate să vadă unde e altarul, unde e jertfa și așa mai departe. Până la urmă au ajuns la concluzia că de fapt era o rugăciune, dar lipsită de înțelepciune. Dragii mei, e bine să avem râvnă, dar trebuie să avem și pricepere. De aceea în Biserica lui Dumnezeu există așa numită corijare, corecție. Apostolul Pavel spune, dacă sunt mai mulți care prorocesc, ce să facă? Să prorocească pe rând. Unu. Și ceilalți ce să facă? Să judece. De aceea, darurile au loc de scop de corijare. Un al doilea lucru care vreau să-l subliniez este disciplina în slujbele din biserică. Trebuie să existe o disciplină în slujbe. Păi dacă nu există disciplină în slujbe, totul este haotic. Pentru ca să existe o disciplină în slujbă, e nevoie de un desfășurător al slujbei. De fiecare dată când venim aici, trebuie să avem un desfășurător. Cine cântă, cine predică, cine se roagă și așa mai departe. Dacă n-ar fi acest desfășurător, totul ar fi un haos. Spune în 1 Corinteni 14:26, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Ce înseamnă asta? Un desfășurător al slujbei. Un fel de aranjament. Când se cântă, se cântă. Când se predică, se predică. Când ne rugăm, ne rugăm. Trebuie să se facă toate cu o rânduială. Știți, e mare neorânduiala când în timp ce se predică, tu te plimbi, te duci afară, sau te uiți pe telefon, sau vorbești, sau te uiți cine știe pe unde. Asta nu face decât să fie neorânduială în Biserica lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de un desfășurător al slujbei, pentru că atunci când facem ceea ce facem, să facem toți de comun acord. Când ne rugăm, ne rugăm toți. Când cântăm, cântăm toți. Dacă cântă corul, ascult, mă rog, sau cânt împreună cu corul. Când predică, nu putem predica toți. Nu putem. Doar predică unul, ceilalți ce să facem? Să ne rugăm și ascultăm. Poate mai sunt unii care predică în timp ce predică. Dar aș vrea să fim atenți totdeauna, să ne rugăm pentru cei care predică. Doamne, dă-le cuvânt.
Mai ales că acum în sală avem și microfoane pe sală și se aude mai bine când vorbiți în sală, când ziceți amin, aleluia, se aude mai bine acum. Dar și dacă ziceți altceva, se aude mai bine. Așa că vă rog foarte mult, mai mult decât faptul că ne aude Dumnezeu, să știți că ne aud și alții. Nevoia unui desfășurător și nevoia pregătirii pentru slujbe. Dragii mei, să știți, de când m-a chemat Domnul în lucrare și până acum, niciodată nu m-am dus nepregătit la slujbă. Întotdeauna când am știut că trebuie să predic, m-am rugat. Am cerut Domnului lumină. Uneori Dumnezeu, așa am simțit eu, mi-a dat mai mult. Alteori mi-a dat mai puțin. Dar niciodată n-a fost Dumnezeu să nu-mi dea. Dar ca să-mi dea Dumnezeu, m-am pregătit pentru mesaj, m-am pregătit pentru predică. Cântarea, poezia, predica, orice, pentru orice trebuie pregătire. Fanfara asta să cânte au nevoie de pregătire. Dacă ei nu vor veni la repetiții ca să cânte, să repete, ei vor, duminica viitoare, vor cânta haotic. Faptul că cântă bine este faptul că vin la repetiții, corect? La fel este și la cor, la fel este și la predică. Nu poți să mergi la predică să spui nu mă pregătesc că mi-a dat Domnul. Și apoi noi vedem ce-ți dă Domnul. Ce nu-ți dă Domnul, mai bine zis. E nevoie de o pregătire. Spune Apostolul Pavel aici așa. Folosindu-se de un instrument, de o trompetă, ce mai aveți aici? Bas frigon, ce mai? Poate nici n-aveți bas frigon. Aveți? Zice așa. Dacă un instrument din ăsta de suflat dă un sunet încurcat, se mai duce cineva la luptă? Se duce? Nu. În armată există așa numită trompeta, trompeta soldatului care cheamă armata dimineața la deșteptare. Sau o cheamă pe timpul de război, era trompetistul care suna și atunci când se auzea gorna aceea că suna, trebuia toată armata să se încoloneze sau să meargă în direcția respectivă. Erau niște semnale ale lor. Și spune Apostolul Pavel, dacă trompeta aia ar da sunet încurcat, s-ar mai duce cineva la luptă? Dacă o predică nu-i clară pentru predicator, poate fi clară pentru auditoriu. Păi dacă predica nu-i clară pentru mine, oameni buni, cum să fie clară pentru dumneavoastră? Dacă încep de la Geneza și mă duc până la Apocalipsa și de la Apocalipsa la Geneza și vă țin 50 de minute, 60 de minute aici și n-am spus nimic, așa e că mergeți supărați acasă. Așa e. Eu tot încerc să spun ceva, dar dacă nu m-am pregătit, de aceea spune Apostolul Pavel, fii disciplinat în pregătire. Pregătește-ți mesajul, pregătește-ți cântarea. Pregătește-ți poezia, pregătește-te pentru slujbă, nu veni nepregătit, nu veni haotic, nu veni lasă că a dat Dumnezeu, a fi cumva, pentru că știm cum va fi. Un alt lucru, vino la biserică în cadrul slujbelor, tot în disciplină, vino la biserică constant, nu veni numai când vrei să slujești. Sunt frați, surori care vin fie aici, fie în alte părți, numai atunci când slujesc. Și asta este un lucru care dăunează disciplinei bisericii. Vă imaginați cum ar fi dacă slujitorul, păstorul bisericii sau păstorii sau prezbiterii ar veni la biserică numai atunci când predică? Cum ar fi dacă după ce și-ar termina predica, imediat ar ieși și-ar pleca? Acum ieșim și plecăm că se termină slujba. Dar să zicem, uite, Andrew a predicat acum, după ce Andrew ar fi terminat predica și ar fi luat Biblia sub sioară și pe ușa asta, pe ușa aia sau pe oricare, ar fi ieșit și-ar pleca, ar pleca acasă. Cum ar arăta? Foarte urât. Foarte urât. Așa de urât arată ori la cor, ori la fanfară, oriunde, când după ce ai terminat slujba, tu ții gentuța și ai plecat. Dragii mei, asta înseamnă lipsă de disciplină. Este foarte grav să vezi slujitori care își permit să slujească și atunci când nu iau cina Domnului. Avem cina dimineață și cina Domnului ne împărtășim. Nu se împărtășește. Dar după masă vine și slujește. Ce relație e cu Hristos? Ce disciplină spirituală este? Trebuie să fim foarte atenți la toate aceste lucruri. Disciplina pentru pregătirea în slujire. În al treilea rând, disciplina în comportamentul din biserică. În casa lui Dumnezeu trebuie păstrată disciplina. Disciplina în comportamentul din biserică este esențială pentru a menține un mediu respectos și sacru.
Iată câteva aspecte importante. Disciplina în comportamentul din biserică este esențial pentru a menține un mediu respectos și sacru. 1. Respect față de spațiu. Frați și surori, biserica asta, clădirea asta, știți a cui? Nu i-am luat Assemblies of God. Apropo, nici Assemblies of God, nici Church of God nu mai ia clădiri, ca să știți, de câțiva ani. A cui clădirea asta? A bisericii. A cui biserica? A lui Dumnezeu. Deci, concluzia, clădirea asta e a lui Dumnezeu. Am închinat-o lui Dumnezeu. Clădirea asta merită să fie păstrată curată. Nu lipi gumă pe sub bancă. Nu lipi gumă pe bancă. Nu scrie pe băncile biserice. Nu te duce la toaletă și să înfunzi toaleta cu tot felul de lucruri care pot să pricinuiască lucrul acesta. Este casa lui Dumnezeu. Trebuie să ai respect pentru casa lui Dumnezeu. Dacă pentru casa ta n-ai respect și îți înfunzi toaletele și te comporți cum te comporți, comportă-te cum vrei la tine acasă. Dar în biserica lui Dumnezeu să ai respect. Respect față de spațiul acesta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. În timpul slujbelor se cere o decență și să se evite zgomotele excesive și distragerile. Telefonul să sune în timpul slujbei, plimbatul în timpul slujbei, vorbitul în timpul slujbei. Toate acestea scot în relief un fel de indisciplină în biserica lui Dumnezeu. Atitudinea, un al doilea lucru. O atitudine de reverență este importantă, în special în timpul slujbelor. Aceasta include ascultare activă și participare cu respect la ceea ce se întâmplă. Participăm aici în prezența lui Dumnezeu cu gestul nostru, cu ascultarea noastră, cu ceea ce facem. În toate arătăm respect față de Dumnezeu. Îmbrăcămintea adecvată. O ținută modestă și respectuoasă este recomandată pentru a reflecta solemnitatea momentului. Nu oricum poți să vii la casa lui Dumnezeu îmbrăcat. Știți că noi oamenii transmitem mesaje. Transmitem mesaje verbale și mesaje non-verbale. Mesajele non-verbale sunt mesajele fără cuvinte. De exemplu, mimica feței transmite mesaje. Când un om se uită încruntat la tine, ce mesaj îți transmite? Te iubesc de nu mai pot. Nu? Nu! Dacă cineva îți face gestul acesta, ce înseamnă? Dacă cineva îți face gestul ăsta, ce înseamnă? Gesturile transmit mesaje. Ținuta, îmbrăcămintea transmite mesaje. De ce se îmbracă miresele în alb? Știți de ce? De ce te îmbrăci în ziua când ești mireasă în alb? Pentru că vrei să arăți tuturor în primul rând că ești curată. Vrei să arăți tuturor că ești mireasă. Vrei să arăți tuturor că e ziua ta cea mai importantă când faci legământ cu cel cu care îți vei împărtăși toată viața. El, mirele, se îmbracă cu cel mai frumos costum. Nu trebuie să fie cel mai scump, dar dacă se poate, cel mai frumos costum. Mai frumos decât nuntașii. De ce? Pentru că transmite mesaje. Venim în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu e un loc de divertisment, nu e un loc unde să-ți arăți părțile intime ale trupului, să-ți copieze trupul, fiind fată sau băiat, indiferent ce ai fi. În casa lui Dumnezeu trebuie să avem o ținută reverențioasă, decentă, respectoasă. Pentru că aici venim să-L onorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Comunicarea în casa lui Dumnezeu, disciplina în comunicare, atât verbală cât non-verbală, este esențială. Evitarea discuțiilor nescurăspunzătoare și a comportamentului inadecvat contribuie la un climat de respect. 1 Corinteni 14, 34-35. De ce spune aici? Ați auzit? Ați auzit mereu spunându-se că femeile n-au voie să predice în adunare. Dar eu n-am citit așa în Biblie. Nu credeți că femeile au voie să predice. Dar ascultați numai ce spune Apostolul Pavel. Hai să citim ce scrie, nu ce spun alții. Femeile să tacă în adunare, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Ce înseamnă asta? Avem o adunare generală. Au voie femeile să vorbească la adunare generală? Biblia zice nu. Zice să tacă în adunare și dacă au vreo neînțelegere, să întrebe pe bărbații lor acasă. Pe asta n-am spus eu. Asta scrie aici.
Există acum în slujbă, în timpul slujbelor. Există poate, știu eu, anumite chestiuni teologice. Nu le înțelege, n-are cum să înțeleagă. Se duce acasă și îl întreabă pe bărbatul ei. Da, femeia nu poate obține slujbe ecleziastice. Ea poate să se roage în biserică, uneori poate chiar să prorocească dacă o folosește Dumnezeu, poate să cânte, dar când vorbește de poziții ecleziastice, Apostolul Pavel spune, femeia nu poate să obțină poziții ecleziastice, funcții de conducere. Cu toate că unele organizații, și chiar și în Assemblies of God, sunt femei care sunt ordinate păstori. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta, pentru că Biblia nu-i de acord. Din acest motiv, surorile nu pot să predice. Pentru că predica este o chestiune foarte mare. Nici nu orice bărbat poate să predice. Este o chemare specială de la Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, dacă nu înțelege cineva ce spun, nici să nu înțeleagă. Și ultimul, un alt lucru este participare activă. Implicarea în activitățile bisericii și respectarea regulilor comunității ajută la întărirea legăturilor dintre membrii acesteia. Dacă nu ne întâlnim des în casa lui Dumnezeu ca să ne formăm relații de comuniune, ci ne întâlnim sporadic și nu numai în casa Domnului. Știți, relațiile noastre sunt atât de slabe, sunt ca stixurile. Știți ce să le-a stixuri, nu? Se rup foarte ușor. Biserica primară spune că un al doilea lucru în care ei stăruiau vehement, știți care era? Legătura frățească. Avem posibilități să facem legătură frățească foarte mare, avem telefoane, putem să ne sunăm, putem să ne întâlnim, putem să vorbim, dar o facem foarte rar. Cineva spune, am fost în spital, dar nu m-a sunat nimeni. Am fost bolnav acasă și nu m-a sunat nimeni. Nu este doar cazul bisericii Maranata, îs cazul atâtor biserici. Pentru că dezinteresul, lipsa legăturilor frățești, lipsa participării active la slujbă, știe astăzi că lipsește fratele de lângă tine sau nici nu te interesează. Dacă te-ar interesa, știi ce ai face în minutul următor după ce se termină slujba? Te duci acasă, pui mâna pe telefon și primul lucru care îl faci. Cum de-ai lipsit de la biserică azi? Tu erai lângă mine și știu că stai lângă mine, dar tu n-ai venit în seara asta. Tu n-ai venit dimineață. Ce se întâmplă? Asta înseamnă legătură frățească, participare activă. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, disciplina în învățătura biblică din biserică. Dragii mei, nu mergeți la biserica unde nu se predică o învățătură biblică. Sunt mulți care zic, mă duc la americani, dar nu cred că se duc nici la americani. Dar bine, dacă se duc, Domnul să le ajute. Numai biserica aia unde te duci, fii sigur că predică o evanghelie biblică. Sunt evanghelii nebiblice? Da, sunt evanghelii nebiblice. Evanghelii care sunt pe lângă Biblie, care sunt un fals al Bibliei, care nu sunt evanghelii. Spune Pavel galatenilor, mă mir că treceți la o altă evanghelie. Nu că este o altă evanghelie, dar v-ați format voi o altă evanghelie. De aceea spune Apostolul Pavel în finalul scrisorii, 1 Corinteni 14, 37-38, dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Adică spune Pavel în alte cuvinte, fraților, ce v-am scris eu în această epistolă este biblic. Ce vă spun eu în această scrisoare, spune bisericii din Corint și ne spune bisericii de azi, este biblic. Dacă vrea cineva să înțeleagă și are Duhul lui Dumnezeu, ăla mă va înțelege. Și va zice, da, Domnul a vorbit. Dar dacă n-are Duhul lui Dumnezeu, nu va înțelege și zice Pavel, nu că nu mă interesează, dar nici să nu înțeleagă. Nu este o formă de obrăznicie, de dezinteres, de nu mă interesează, ci nu poți un om firesc să-l faci duhovnicesc, numai Dumnezeu îl face. De aceea e nevoie de Dumnezeu. Atenție mare la învățătura biblică. Evanghelia este unică. Și fiindcă Evanghelia este unică, ea nu poate fi înlocuită, substituită, modificată. Evanghelia este așa cum a lăsat-o Dumnezeu. De aceea aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru Biserica Maranata. Cred că aici în biserică se predică o Evanghelie biblică.
Am ascultat frații care au predicat și înainte, i-am ascultat și pe cei de dimineață, am ascultat predicatorii care au predicat înainte aici și majoritatea se străduiesc să predice o evanghelie biblică. Să știți că Biblia nu-i doar pentru români sau americani. Dumnezeu nu-i nici român, nici american, nici african. Dumnezeu e Dumnezeu. Și prin urmare, faptul că este Dumnezeu, așa cum este El, noi trebuie să avem un Dumnezeu al Scripturilor pe care îl urmăm, pe care îl onorăm și fața căruia ne închinăm. De aceea, aș vrea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că în Biserica Domnului există o disciplină pe care nu o stabilește Assemblies of God, nu o stabilește o altă organizație, ci o stabilește însuși Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Cine trece peste această disciplină biblică stabilită de Dumnezeu, poate să treacă, însă va pierde exact ceea ce este esențial, esențialul harului lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim disciplinați. Să ne ajute Domnul să fim disciplinați acasă, citind Scriptura, rugându-ne, postind. Să ne ajute Domnul să fim disciplinați în biserică. Să ne ajute Domnul să fim disciplinați la locurile noastre de muncă, acolo unde lucrăm. Pentru că oamenii ne văd și ei citesc, înainte să citească Biblia, citesc viața noastră. Dumnezeu la școală să vă ajute să fiți lumini. În această lume plină de întuneric, unde oamenii sunt atât de confuzi și nu mai știu ce e moral și ce e imoral, unde imoralitatea apare moralitate și unde moralitatea este aruncată la coșul de gunoi, Dumnezeu să vă ajute să, și să ne ajute să fim sfinți, să fim exemple, să fim repere pentru lumea aceasta lipsită de repere, repere spirituale. Dumnezeu să ne ajute!